Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile orei 14 la Doto TV. Eu sunt Ana Maria Gudu, haideți să vedem care sunt principalele titluri ale orei. La vară vom vedea mai mulți angajați străini și mai puțini români pe litoral. Sărbătoarea Paștelui și sezonul estival se apropie, iar mulți manageri de hoteluri și de restaurante se tem că nu vor putea deschide localurile din cauza lipsei de angajați în sectorul Horeca. De câți angajați ar avea ei nevoie, aflați la știri. Anul școlar viitor ar putea fi împărțit în 5 module și nu în 2 semestre, iar tezele ar putea fi înlocuite cu o singură evaluare finală la nivel național. Despre propunerile Ministerului de Resort vorbim pe larg în jurnal. Sancțiuni de aproape 60.000 de lei au dat polițiștii locali pentru lipsa autorizației de folosire a tramei stradale și a avizului de traseu. Unde își pot plăti transportatorii taxele? Vă spun la știri. Sărbătoarea Paștelui și sezonul estival se apropie, iar mulți manageri de hoteluri și de restaurante se tem că nu vor putea deschide localurile din cauza lipsei de angajați Horeca. Reprezentanții industriei susțin că au nevoie de 50.000 de salariați în plus și cer guvernului soluții pentru a angaja rapid muncitori străini. Cafea vrea cu lapte? Nu. Newton a venit să muncească pe litoral cu alți doi prieteni din Sri Lanka, la Okerhana din Ajigea, unde mare parte din personal este din Asia. Newton lucrează aici de 2 ani și în tot acest timp a reușit să învețe și câteva cuvinte în limba română. Acum eu știu cum fac cocktail, cappuccino, asta new experience. Eu lucrez aici, ajutor ospătar. Curat masă, pune bar, atât. La începutul fiecărui sezon estival, industria Horeca se confruntă cu aceeași problemă, deficitul de personal. Și anul acesta aducem forță de muncă din Asia pe toate posturile necesare în cadrul unui hotel. Aproape pe toate pozițiile, dar în special cele de bază, adică bucătarii specialiști, șefii de sală în alimentație publică, iar în hotelărie, bineînțeles, cameristele. Dacă unii au fost recrutați de către restaurante, alții au fost angajați în hoteluri. Diviana a fost angajat la un hotel de 3 stele din Mamaia, iar sarcinile lui zilnice țin de curățenia hotelului, la fel ca și în Sri Lanka. I have to clean the rooms, then public areas, all the areas. If need hotel, we have to clean everything. I am from Sri Lanka. I still working now 9 months now working aici. Putin speak Romania. Salariile încep de la 500 de dolari, 600, 700, 800, în funcție de cum este calificat. Membrii unei asociații din Constanța s-au gândit să ajute industria Horeca oferindu-le refugiaților din Ucraina un loc de muncă. Deja în restaurantele de pe litoral sunt angajate ucrainience, în bucătărie, în recepțiile de hotel, în baruri. Așadar, va trebui să ne obișnuim cu faptul că la vară vom vedea mai mulți angajați străini și mai puțini români pe litoral. Noi modificări dorite în sistemul de educație românesc. Ministerul de Resort propune câteva schimbări importante pentru anul școlar viitor 2022-2023. Pe scurt, anul școlar nu ar mai fi împărțit în 2 semestre, ci în 5 module, iar tezele ar fi înlocuite cu o singură evaluare finală la nivel național. Detaliem subiectul împreună cu domnul director al Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța, domnul Vasile Nicoară, ce se află prin videocall cu noi. Este invitatul nostru la această oră. Domnule director, bun găsit! Bine v-am găsit! Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Așadar, structura anului școlar viitor ar avea, conform propunerilor cel puțin în acest moment, 5 module și nu 2 semestre. Inclusiv o săptămână dedicată activităților de mediu, săptămâna verde. 36 de săptămâni în total. Ce înseamnă, știu că sunt puține informații în acest moment, chiar și pentru dumneavoastră, ce înseamnă 5 module? Adică vor fi alte 5 mini-vacanțe între ele care să le separe? Sau ce ar însemna pentru efortul de școlar al unui elev, împărțirea aceasta fragmentată? Păi, în primul rând, continuă permanența reformei. Este o stare continuă de a reforma sistemul de învățământ, fie în pilonii săi fundamentali, fie în aceste aspecte care au importanța lor.
anul va avea, așa cum se preconizează, 37 de săptămâni. Deci cu o săptămână mai mult decât anii precedenți. Această săptămână este dedicată necesarei implicări în educația verde, educația ecologică. De aceea se va numi și săptămâna verde și o să vedem exact, după specific local, regional și după posibilități și vârsta a elevilor, ce activități concrete vom face. Dar revenind la împărțirea în 5 module, ce pe cele 5, pe cele 5 module are în vedere, probabil principalul câștig, o fragmentare mai echilibrată a perioadelor de cursuri cu cele de vacanță. Adică o ritmicitate a vacanțelor care să mai scurteze perioada prea lungă de studii din începutul anului școlar sau din finele lui. Am înțeles. În același timp se propune renunțarea la acele lucrări scrise semestriale, la teze și înlocuirea lor cu teste de evaluare finală la final de an școlar la nivel național. Cum ar fi afectat ritmul de învățare și de evaluare ale elevilor care până acum au fost obișnuiți să fie evaluați la sfârșitul fiecărui semestru? Deși nu e foarte clar modelul, după părerea mea, împărțirea pe module face caducă existența lucrărilor semestriale numite teze. Și atunci, sigur că e nevoie de o evaluare care, asta după cum se anunță, va fi o evaluare standardizată. De ani de zile susținem, mulți dintre noi, necesitatea unei evaluări standardizate care să propună nu numai același subiect, ci și același barem de corectare, ce să echivaleze notele din întreg sistemul, din toate unitățile de învățământ. Cred că este insuficientă o singură evaluare finală. Nu știu dacă ea este avută în vedere la toate disciplinele sau numai la unele considerate discipline fundamentale. În principiu, dacă înlocuiește teza, mă gândesc că tezele erau susținute la anumite materii în funcție de profil și probabil că această evaluare națională se va da la aceleași materii sau nu știm încă. Cert este că există un chestionar. Tendința ar fi pentru interdisciplinaritate în sensul formulării unor teste asemănătoare celor PISA. Domnule director, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în jurnal. A fost alături de noi domnul profesor și director al Colegiului Național Mircea cel Bătrân, Vasile Nicoară. Noi continuăm acum cu alte știri. După 2 ani de pauză, datorați pandemiei, viața artistică a revenit la normal. Ieri seara a debutat festivalul Dan Moisescu cu cea de-a 25-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Teodor T. Burada. Elevii clasei de canto popular ai centrului au deschis festivalul ieri seară de la ora 18, apoi tineri interpreți din țară și-au demonstrat calitățile interpretative în fața unui juriu de specialiști. În această seară va avea loc gala laureaților și festivitatea de premiere. Fiecare dintre cele două seri ale festivalului concurs se încheie cu recitalurile artiștilor Mioara Velicu, Veta Biriș, Zorina Bălan, Angelica Flutur, Nicolae Datcu, Constantin Lătărețu și Andrei Girel. Acompaniamentul muzical este asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist Brâulețul, iar grupul de dansatori al ansamblului prezintă dansuri reprezentative pentru diferite zone etnofolclorice ale țării. Intrarea este liberă în limita numărului de locuri disponibile. A fost o surpriză, întâmplarea a făcut să găsesc pe internet, în presă, o informație și tot butonând telefonul în metrou. Noi venim din București, așa. Într-o după amiază, când mă întorceam la serviciu, am văzut anunțul. L-am salvat, l-am distribuit și eu la câțiva prieteni, la cine am mai știut și m-am hotărât să vin, măcar și pentru o zi.
Sancțiuni de aproape 60.000 de lei pentru lipsa autorizației de folosire a tramei stradale și a avizului de traseu. Poliția locală a aplicat numai puțin de 118 sancțiuni de la începutul săptămânii. Ei au făcut controle în trafic, iar în vizorul lor au fost vehiculele concepute și destinate transportului de mărfuri care nu dețineau autorizație de folosire a tramei stradale și nici aviz de traseu. Circulația fără a deține autorizație valabilă de folosire a tramei și, după caz, fără obținerea avizului de traseu sau neprezentarea acestora sunt ilegale și constituie contravenție. Persoanele fizice și juridice pot achita taxa de folosire tramă stradală la ghișeele agențiilor fiscale SPIT, prin serviciul Westaco Express, la stațiile Peco și într-un lanț de magazine de ziare. Aventura micilor cireșari moderni cu spirit justițiar este o experiență cinefilă despre care vorbim în continuare. Pelicula de aventuri Străjerii Deltei va fi subiectul unei proiecții de gală la Centrul Multifuncțional Jean Constantin. Așadar, considerați că aceasta este o invitație la film duminică de la ora 13. Filmul readuce în peisajul cinematografic din România producțiile destinate copiilor și ne prezintă peripețiile lor îmbinate cu lecțiile de ecologie și responsabilitate. În regia lui Liviu Mărghidan, Străjerii Deltei reprezintă un îndemn de a păstra mediul în care trăim curat și primitor și de a ne îndrepta privirea către lucrurile care contează cu adevărat, care ne dau energie și voie bună. Vorbește prin intermediul copiilor despre nevoia de a lua atitudine, de a ne proteja natura, de a ne inspira din curajul și perseverența celor mici care pun suflet și pasiune în fiecare lucru pe care îl întreprind. Proiecția specială va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri la care vor participa membrii echipei producătoare. Se caută recenzori pentru colectarea datelor în teren. Primăria Municipiului Constanța încheie contracte de prestări servicii pentru recenzorii care vor realiza colectarea datelor recensământului populației și al locuințelor din Municipiul Constanța. Cei selectați vor participa la o instruire de specialitate, apoi vor colecta datele în teren printr-un interviu luat cetățenilor recenzați. Cei dornici trebuie să știe că sunt niște condiții de participare, printre care vârsta minimă de 18 ani, studii medii absolvite, să nu aibă cazier judiciar, să dețină cunoștințe de utilizarea unei tablete și să aibă abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, dar și disponibilitatea de a lucra în weekend. Recenzarea prin interviu de către recenzor are loc în perioada 16 mai-17 iulie. O zi fără apă caldă la robinete, de această dată locuitorii din zona Dacia și Poarta 6 sunt cei afectați de mai multe avarii apărute pe rețeaua de transport amplasată pe strada Bogdan Petricei cu HD-ul și pe strada Steluței. Din acest motiv, nu se poate asigura deocamdată energie termică pentru prepararea apei calde de consum în aceste zone. Echipele de intervenție ale societății termoficare au început lucrările de eliminare a avariei și estimează reînceperea furnizării energiei termice pentru prepararea apei calde de consum în cursul acestei zile. De săptămâna viitoare, constanțenii vor putea achita parcarea în oraș și cu bani cash sau cu cardul, nu doar prin SMS. Primele 14 parcometre au fost deja instalate pe Bulevardul Tomis, dar nu sunt funcționale încă. Alte 17 vor fi montate în zilele următoare. 1 mai este termenul autoimpus de autoritățile locale pentru ca toate cele 45 de parcometre să fie funcționale în Constanța și în stațiunea Mamaia. A început montarea parcometrelor în oraș. 14 dintre ele au fost montate pe Bulevardul Tomis, însă nu sunt încă funcționale. Până la data de 1 mai, toate cele 45 de parcometre vor deveni funcționale, astfel încât turiștii și constanțenii vor putea achita parcarea cu bani cash sau card. Parcometrele reprezintă alternativa la plata parcării prin SMS sau prin aplicația Constanța Parking online cu card bancar sau prin tichete răzuibile. Autoritățile spun că până la mijlocul lunii vor fi montate și puse în funcțiune 33 de automate electronice în zonele 0, 1 și 2. Alte 12 parcometre vor fi instalate și în stațiunea Mamaia și puse în funcțiune astfel încât să poată fi utilizate începând cu 1 mai, când va fi un val de turiști în zonă. Ieri au fost montate 14 parcometre, multe dintre ele pe Bulevardul Tomis, iar în cursul zilei de astăzi se va ajunge la încă 17 parcometre. Ele vor fi testate și puse în funcțiune până la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare. Parcometrele vor deservi cele mai tranzitate zone ale orașului, dar și ale stațiunii Mamaia, astfel încât vom plăti 4 lei pentru o oră de parcare în zona 0, 3 lei pentru zona 1 și 1 leu pe oră pentru zona 2. Înțelegând utilitatea lor, parcometrele sunt o alternativă inspirată, sunt de părere constanțenii. Încă nu funcționează. Ați încercat? Da, acum încerc să descarc aplicația, pentru că mi-au spus că au 30 de minute gratuit. Cred că este o idee bună, că sunt montate și putem și noi să
plătim mult mai ușor. Le-am observat și sunt benefice, cred, pentru comunitate. Automatele electronice permit plata parcării în mod direct, iar modalitatea de fraudare a încasărilor este eliminată. Sunt acceptate bancnote, monede și card bancar contactless, iar parcometrele sunt independente energetic, fiind alimentate cu energie solară. 5 dintre ele pot chiar detecta gradul de poluare din zonă. Vizită la nivel înalt ieri în Constanța. Ambasadorul Portugaliei la București, Teresa Macedo, s-a întâlnit cu autoritățile județene, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri. Excelența sa a acordat și un interviu în exclusivitate Doto TV, în care a vorbit despre investițiile pe care oamenii de afaceri portughezi le fac la malul mării și despre consolidarea relațiilor bilaterale. Vizita excelenței sale face parte din programul internațional City Diplomacy 360, ce are ca obiectiv promovarea proiectelor și a oportunităților de dezvoltare economică, culturală, universitară, dar și din alte sectoare reprezentative pentru județul Constanța. Am venit aici pentru a-i convinge pe oamenii de afaceri, autoritățile locale și pe reprezentanții mediului academic și pe cercetători să-și unească forțele și să coopereze mai bine în construirea unei agende pentru mediu. În Constanța există de ceva timp investiții durabile portugheze, în special în domeniul agricol și al energiilor regenerabile. Părerea mea este că oamenii de afaceri portughezi își doresc să continue și să-și dezvolte și mai mult afacerile în zonă. La final aș vrea să vă spun o vorbă care și în română și în portugheză sună aproape la fel. Un kilo de carne, un litru de vin, nu moare de foame. Haideți să vorbim un pic și despre vreme acum. Temperaturi în creștere în toată țara și în Dobrogea. Haideți să vedem ce ne spun meteorologii despre evoluția vremii în următoarele zile. Ziua de astăzi a debutat în Constanța cu un cer acoperit, dar cu aer de primăvară. Maxime de doar 10 grade au fost astăzi la prânz în Constanța, dar mâine vom avea parte de o adevărată surpriză. 20 de grade la dublu vor fi la amiază în Constanța și soare din plin. Nopțile se mențin rece însă, undeva pe la 6-9 grade. Vom avea la noapte și în nopțile următoare. Vineri, în schimb, avem motive în plus pentru a sărbători venirea sfârșitului de săptămână. Maximele vor urca până la 21 de grade și un cer senin cu soare din belșug. În Cernavodă, ca de obicei, este cel mai cald din întreaga regiune. Mercurul a indicat astăzi 16 grade, iar cerul a fost acoperit. Mai cresc și temperaturile pe timpul nopților aici, între 7 și 10 grade vor fi. Mâine vor crește gradele până la 24 în termometre, iar ziua de vineri bate recordul cu 26 de grade și mult soare. În Mangalia, zi norată astăzi, cu doar 10 grade la amiază în termometre. La noapte acestea vor arăta 7 grade Celsius. Pentru mâine însă, meteorologii anunță maxime mai mult decât dublate față de ziua de astăzi, 22 de grade Celsius și un cer senin. Ziua de sâmbătă vine cu aceeași tendință de menținere a încălzirii ca peste tot, numai puțin de 22 de grade și un soare puternic aici. Așadar, ne îndreptăm spre o primăvară tot mai decisă în Dobrogea, cel puțin pentru acest final de săptămână. Rămâne de văzut cum va evolua prognoza. Până atunci, să ne bucurăm de zile senine! Știri din sport acum. Cel mai frumos trofeu pentru tricolori, handbaliștii Andreea și Vlad Rotaru vor fi părinți. Centrul primei reprezentative feminine de handbal a României și pivotul naționalei masculine au făcut marele anunț. Pentru Andreea și Vlad Rotaru, 2022 va fi anul de care își vor aminti toată viața. În septembrie vor deveni părinții unei fetițe. Andreea este acum însărcinată în luna a patra. Chiar înainte de anul nou, după ce m-am întors din cantonamentul cu Naționala și a fost un moment foarte șocant pentru mine, nu pot să-l exprim în cuvinte, dar a fost ceva foarte special. Cei doi tineri s-au cunoscut în urmă cu 9 ani, dar meseria pe care o au îi ține departe unul de celălalt, la cluburi diferite. Andreea evoluează la Gloria Buzău, iar Vlad la CSM București. E foarte greu, nu pot să zic că ne-am pregătit absolut deloc, că a venit de la sine tot acest lucru. E dificil pentru că depindem de programul celuilalt și e greu, dar ne-am obișnuit și mergem înainte. Andreea știe că pentru ei va urma o perioadă cu provocări noi, dar are de la cine să ia lecții. Portarul Denisa Dedu, mămică și ea, o va ajuta cu sfaturi. Cu siguranță împart cu ea toate experiențele, așa tot timpul am întrebări pentru ea, tot timpul povestim,
tot timpul ținem legătura, e una din prietenele mele cele mai bune, de ne cunoaștem de la 14 ani. Deci. Andreea și Vlad au ales deja și numele pentru micuța lor, Evelyn Ioana. Celor doi handbaliști le-ar plăcea ca și fetița lor să practice un sport. Dacă îi va plăcea și dacă va avea atracție pentru sport, cu siguranță îndrumarea noastră o va avea. O vom ajuta cu sfaturi și cu tot ce are nevoie și pentru a avea o viață cât mai sănătoasă. După ce va naște, handbalista speră să revină cât mai curând pe teren. Asta îmi doresc, să mă întorc la handbal. E sportul care îl fac de atâția ani, de mică, nu știu să fac altceva. Atacă europenele cu lănțișoare norocoase și cu ciocolată elvețiană. Naționala de volei junioare a României are turneul de calificare în weekend la Mioveni. Este deja clasată pe locul 6 la mondiale. Dar micuțele jucătoare au și superstiții și talismane norocoase care să contribuie la succesul lor. Se antrenează intens. Meciurile de calificare la europene bat la ușă, iar tactica de joc și forma voleibalistelor sunt foarte importante. În afara antrenamentelor, fetele apelează și la mici ajutoare externe, cum ar fi purtarea la gât a unor lănțișoare aducătoare de noroc, spun ele. Talismanul acesta reprezintă un cadou de la tata, pe care l-am primit acum 5-6 ani și totuși nu l-am mai dat jos de la gât și este norocul meu. Și aici am un trifoi și un I, și trifoiul acesta împarte noroc. Mereu, indiferent de situație. În Egipt, Mexic, la campionatele mondiale, la campionatele europene din Muntenegru, Cupa României, campionatele României. Dacă se vor califica la europene, româncile vor primi un cadou special de la capitanul echipei, Paula Partnoi, câștigătoarea Cupei Elveției cu Volero Zürich. Aceasta le-a promis multă ciocolată elvețiană. Ne-am adus, da, și ciocolată și le-am adus niște stickere așa frumoase cu Elveția. Și dacă vă calificați la european, ciocolată? Vă dați seama, normal, trebuie să fie ciocolată. A trebuit să zlăbesc ceva și a trebuit să mă abțin de la ciocolată. Plecată în Elveția de la 17 ani, Paula recunoaște că cel mai greu i-a fost să lupte cu dorul de familie și de prieteni. Eu am două antrenamente și mereu când am pauză între ele, numai cu părinții și cu prietenii vorbesc. Chiar dacă acum toată atenția va fi pe turneul de la Mioveni, oficialii Federației Române de Volei nu au uitat de pierderea Alexiei Căruțașu în favoarea Turciei. În primul rând vom ataca regula în sine. Conform regulamentului actual, nu poate să se schimbe decât o singură dată federația de origine. Prima adversară a naționalei României va fi Slovacia vineri, o echipă pe care tricolorele au învins-o anul trecut în optim la campionatele mondiale cu scorul de 3-2. Sâmbătă jucăm cu Danemarca, iar duminică e programată partida Danemarca-Slovacia. Prima clasată se califică direct la turneul final al campionatului european, programat la Skopje, în Macedonia de Nord, în perioada 27 august-4 septembrie. Doamnelor, domnilor, știrile orei 14 la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații ce pot deveni subiect de știre, nu ezitați să ne scrieți la adresa noastră de e-mail redacție@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook Doto TV sau pe contul nostru de Instagram. Eu sunt Ana Maria Gudu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă în continuare, dar vă aștept din nou la știri la principalul jurnal de la ora 19:30. Ne revedem atunci!